Un șofer de 39 de ani s-a ales cu multiple traumatisme. Bărbatul a doborât cu mașina un stâlp de pe marginea drumului între satele Corjeuți și Caracușenii Vechi din raionul Briceni. Potrivit poliției, conducătorul auto a derapat de pe șosea și s-a lovit de stâlpul care a căzut peste autoturism. În consecință, șoferul a rămas blocat în vehicul și a avut nevoie de intervenția echipelor de descarcerare pentru a ieși din autoturism. Victima a fost transportată cu ambulanța la spitalul din Briceni, unde a fost internat în stare satisfăcătoare. Inspectorii de poliție din raion investighează cazul.